Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 3 și vom citi de la versetele 1 la 7. Deci vă rog, deschideți 1 Petru, capitolul 3. Citim primele șapte versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ce să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Prima parte a studiului nostru se încheie cu această lecție. Ciclul nostru, modelul trinitar al familiei, își propune pentru prima parte să pună baze, să pună fundația, așa că, arătând modelul trinitar în Sfânta Trăime, în ființa umană, în istoria omenirii, am parcurs apoi cu bărbatul și cu femeia prin cele trei acte istorice care au marcat definitiv și fundamental existența umană, și anume vremea inocenței, vremea înainte de căderea în păcat, vremea rușinii, vremea după căderea în păcat și ne aflăm, iată, spre încheierea acestui segment, la vremea harului, respectiv îmbrăcarea în Domnul Isus Hristos. La aceasta se referă vremea harului. Și ca să nu grăbim lucrurile și ca să nu pierdem șansa de a sublinia ce este important, am găsit de cuvință să împărțim lecția 4 în două și am vorbit despre îmbrăcarea bărbatului în Hristos, iar în seara aceasta tema noastră este îmbrăcarea femeii, îmbrăcarea lui Eva, îmbrăcarea soției, îmbrăcarea femeii în Domnul Isus Hristos. Și bărbatul și femeia, dragii noștri, nu au altă șansă, și nu au altă soluție, și nu au altă cale decât această cale deschisă nouă prin Domnul nostru Isus Hristos. La lecțiile acestea nu învățăm neapărat tehnici, nu învățăm uh, anumite lucruri, la rândul lor importante și necesare, dar nu subliniem mai degrabă diferențe de temperament. Diferențe de comportament, diferențe din punct de vedere fiziologic sau din punct de vedere psihologic sau alte lucruri care sunt importante la locul lor și sunt importante în economia familiei. Ce încercăm în aceste lecții este să punem baza prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin scriptură. Și prin modelul care ne este dat în Domnul nostru Isus Hristos. Nu este mai mare lucru și mai important lucru decât această cunoaștere personală a Domnului. Așa spune Ioan 17:3, că viața veșnică este aceasta. Știți, Biblia are puține definiții. Biblia nu merge pe definiții, nu merge pe scheme, nu merge pe teorii și pe. Ecuații, și pe necunoscute, și pe lucruri sistematizate după gândire umană. Biblia pune, prin excelență, și pune la, la, la esență accentul pe relația cu Domnul, pe supunerea și pe ascultarea de Domnul. Și totuși, printre puținele definiții care sunt, avem și cea din Ioan 17:3, când Mântuitorul spune în ultima seară când spune în rugăciunea aceea finală, rugăciune extraordinar de importantă, axată pe unitatea bisericii, pe unitatea între copiii lui Dumnezeu, spune așa, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Este, iată, Aici secretul, și aici începutul drumului, și aici uh, începutul îmbrăcării în Har, îmbrăcării în Hristos. De altfel, putem vorbi chiar de trei uh, garderobe, dacă vreți, de trei, trei genuri de îmbrăcăminte. Prima e una am putea să o numim copilărească și uh, cât i-a putut pe ei duce mintea, imediat după căderea în păcat, vă amintiți, în Genesa, în capitolul 3, versetul 7, îi veți găsi pe cei doi, pe Adam și pe Eva, ajutându-se unul pe altul, sau mă rog, nu spune Scriptura și nu facem speculații pe asta, pentru că dacă Scriptura tace, este bine să tăcem și noi. Dar acolo cuvântul spune că ei, aflându-se în neascultare, aflându-se în starea de păcat, i-a cuprins teama, i-a cuprins frica, i-a cuprins rușinea și primul lucru care l-au făcut, sigur că s-au ascuns, dar s-au gândit ei că nu o să poată sta prea mult ascunși, și că va trebui să înceapă să umble și să-și mai găsească de ale mâncării. Și ce au făcut? Și-au cusut haine din frunze de smochin. Prima garderobă a omului a fost făcută din frunze de smochin. Apoi, sigur că Dumnezeu însuși când le-a arătat calea afară, când le-a spus să iasă la est de Eden și-a pus un înger cu sabia în văpăiată, nu i-a trimis nici el afară dezbrăcați și goi, ci din jerfa unor animale și prin jerfa unor animale a luat pielea acestor animale și le-a făcut haine. Dumnezeu le-a făcut haine din aceste piei de animale. Genesa 3, cu 21. Dar, așa cum citeam și joia trecută, Apostolul Pavel spune că mai există îmbrăcăminte și aceea este adevărata îmbrăcăminte și îmbrăcămintea pe care trebuie să o poarte orice creștin, orice copil al lui Dumnezeu. Și spune: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, v-ați îmbrăcat. Și în cartea asta este în Galateni, capitolul 3, cu 27 în Cartea Efesenilor spune v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, de omul păcatului și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, v-ați îmbrăcat cu făptura cea nouă. Și în textul care l-am citit la Petru este un text în care apostolul pune accent pe caracterul femeii și pe felul cum îmbracă domnul femeia, mai ales la capitolul caracter, la capitolul lăuntric, dacă vreți, sau starea, omul ascuns al inimii, cât de frumos spune Petru în textul lui. Găsim asta și în Proverbe 19 cu 22, când Solomon spune, și dacă el n-a fost interesat de frumusețe, de înțelepciune și n-a căutat răspuns și soluții în multe părți, spune, ceea ce dă farmecul unui om este bunătatea lui. Bunătatea lui. Adevărata frumusețe, dragii noștri, este totdeauna frumusețea dată de caracterul inimii, de caracterul omului ascuns, de caracterul duhovnicesc, de omul din lăuntru. Podoaba aceasta este podoaba care nu Atrage prin exterior, nu atrage prin provocare, nu atrage prin. Vedeți, hainele sunt făcute să acopere. Astăzi, lumea fără Dumnezeu și moda face hainele ca să provoace și face hainele ca să arate, să scoată în evidență anumite lucruri care ar putea fi o pricină de păcătuire și o pricină de provocare pentru. Pentru inima omului și pentru sufletul lui. Totdeauna, când Domnul a făcut hainele și a dat omului haine, că le-a dat pe cele din piele de animal, că i-a dat îmbrăcarea în Hristos și îmbrăcarea în harul lui Dumnezeu, hainele acestea au menirea să acopere, nu să descopere, nu să provoace, nu să instige simțurile și emoțiile și trăirile de felul acesta. Toate vin, spune Scriptura și spune Domnul Isus Hristos, din inima omului. Și Solomon, de asemenea, Proverbe 4 cu spune E foarte important să-ți păzești inima Și chiar să-ți păzești inima mai mult decât orice Căci din ea ies izvoarele vieții Sfințiți, spune tot Petru, în 3 cu 15, 1 pentru 3 cu 15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca domn. Iar Mântuitorul spune în Matei 12 cu 35 că omul bun, omul credincios, omul cu frică de Dumnezeu scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Deci e foarte important cum este inima noastră și unde este inima noastră și cum stăm înaintea lui Dumnezeu cu inima noastră. Soluția nu va fi cel puțin pentru abordarea care avem noi prin Scriptură, prin cuvântul lui Dumnezeu. Soluția nu va fi să găsim niște știu eu, răspunsuri simple, ușoare. Uh, aplici cu tare metodă, aplici cu, da cu tare strategie, uh, te porți așa cu femeia, te porți așa cu bărbatul, uh, te porți așa în anumită situație și zici, oh, wow, am fost la seminarul ăsta de familie, am învățat ceva nou, mă duc acasă să practic. Probabil că te duci acasă și practici, probabil că odată lucrează, de două ori nu lucrează. Și dezamăgirea te cuprinde din nou, descurajarea te cuprinde din nou. Pentru că soluția nu este, dragii mei, în tehnici care se învață, chiar seminarii și știu eu, conferințe și multe lucruri care sunt bune în felul lor. Soluția este Domnul Isus Hristos. Dacă omul nu este înrădăcinat în Hristos, dacă omul nu este întors la Dumnezeu, dacă omul nu primește de la Dumnezeu o inimă nouă, nu are nicio șansă. Pentru că la inimă nu este niciun fel de. Hai să facem un pic de reparație, hai să facem un pic de retușare, hai să facem un pic de cosmetică, hai să vedem un pic de program de îmbunătățire, îi băgăm un, 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 un soft și facem un update. Nu! No. Omul, spune Scriptura, prin Hristos și în Hristos, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Asta e soluția lui Dumnezeu. Nu este soluția să-l cărpească, să-l remodeleze, să-l repare pe aici, pe acolo, în punctele esențiale. Nu. Soluția este o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă și asta numai în Hristos și numai prin Hristos. Pe ce vom accentua în această seară? Mă uit mereu la ceas știu că notițele mele sunt mult mai multe. Apropo, am mai adus încă caiete cu notițe, am adus și joia trecută, au fost care n-au fost sau care au mai dorit și n-au ajuns, am mai adus vreo 12, dacă doriți, sunt la fratele Florin Cătinaș, vă rog să mergeți la dânsul și să vă luați. Nu vă obligă la niciun fel de, de preț, dar dacă vreți să să puneți ceva acolo e ok, pentru că tot ce puneți este în uh, suportul care îl dăm uh, la Family Ministry, în biserica noastră și în adunarea noastră. Deci, vă rog, dacă vreți, dacă doriți sau dacă vreți să duceți cuiva sau uh, găsiți la dânsul. Dacă cumva o să mai trebuiască, mai putem să facem și um, de joia viitoare. Intrăm în partea a doua a ciclului, mai avem patru lecții, după care ne oprim pentru o vreme, și fratele Lazar va avea, dacă am înțeles bine, și așa cum a spus și dumnealui, va avea un studiu din Apocalipsa, și probabil după aceea, cândva în cursul anului, să avem partea a treia. Pentru că acest ciclu numit modelul trinitar al familiei, se ocupă de partea întâi, punerea fundației, de partea a doua, relația soț-soție, nevoile soțului, nevoile soției, asta este partea a doua, partea a treia, relația părinți-copii, raportul dintre părinți și copii, creșterea copiilor, iar partea a patra se ocupă de probleme speciale, probleme grave, ca de exemplu divorțul, recăsătoria, moartea și anumite crize care sunt în familie și cu care familia, vrând nevrând, se confruntă și le întâmpină pe acest drum al vieții. Nu știu dacă vom putea și dacă va rândui Dumnezeu să facem anul acesta toate aceste seriale, dar ca să înțelegeți, atunci când călătoresc și aceste cicluri le-am ținut în România, le-am ținut la Cluj, le-am ținut la Timișoara, la Arad și mi-a plăcut foarte mult, cum a spus cineva recent, când am avut seminarul nostru de familie cu familiile care au venit și cineva i-a spus foarte frumos fratelui Lazar îmi vrea când, frate Lazar, când mergeți în țară și țineți un, un seminar de familie, întâi să-l să testați pe noi, întâi să-l țineți la noi, ca să fim primii care beneficiem. Și apoi puteți să mergeți să-l țineți și la Oradea. Săptămâna aceasta, fratele Lazar ține un studiu de familie, un seminar de familie la Oradea, chiar să ne rugăm pentru dânsul și să îl păstrăm în rugăciune, să-i dea Domnul putere, să-i dea Domnul har și nu în ultimul rând să-i dea putere să ajungă cu bine acasă. Așa. Deci, pe ce accentuăm aici? Câteva lucruri care le-am pus sub motoul acesta înapoi. Primul pas înapoi este, sigur că înapoi înseamnă înapoi la Dumnezeu, înapoi în grădină, înapoi la Hristos, dar unde s-a rupt relația? S-a rupt relația când femeia și bărbatul au ales să asculte de diavol, de minciuna diavolului și să nu mai asculte de Dumnezeu. Deci, dragii mei, omul a fost creat, așa este ființa umană, exact cum are nevoi fiziologice, biologice și cum sunt nevoile fiecărui om, spiritual să știți și mai presus de orice, Omul a fost creat cu nevoia de a asculta glasul Domnului. Așa a fost creat El. Există în El un gol care nu-l poate umple nimeni și nimic. E un gol de dimensiunea lui Dumnezeu. Absolut nimic nu umple. Nici religia, nici banii, nici frumusețea, nici plăcerea, nici înțelepciunea. Nici frumoasa înțelegere din familie, dacă este... Pentru că sunt, trebuie să, să vă spun, să nu vă surprindă, sunt familii care nu sunt credincioase neapărat, dar au o viață decentă. O viață morală, o viață frumoasă, o viață cu valori, se înțeleg frumos, se înțeleg bine, atâta cât pricep ei, dar golul acela numit Dumnezeu rămâne în ei. Mai devreme sau mai târziu, intră în criză pentru că acel gol încearcă să-l umple cu altceva. Ori golul acela nu se poate umple decât cu Dumnezeu. Blaise Pascal, un filozof francez pe la secolul uh, 16, spune, așa ne-a creat Dumnezeu, cu un gol, avem în noi un gol de forma lui Dumnezeu. Nu putem să umplem golul acesta cu nimic altceva. Deci primul înapoi este înapoi la vocea lui Dumnezeu. Aici este frumusețea, aici este secretul. Soțul, soția, familia trebuie să se întoarcă în căminul lor, în căznicia lor, înapoi la glasul Domnului. Adică să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și o să vă surprindă că femeile, în general, femeile sunt mai sensibile la glasul Domnului decât bărbații. Exact cum femeia a fost mai sensibilă la grasul diavolului, sensibilitatea aceasta a ei și forța uriașă a intuiției ei, diavolul a luat-o și a pervertit-o, a manipulat-o, pervertit a, a, manipulat a folosit-o. Gândiți-vă ce se întâmplă când ea se întoarce la Hristos și această sensibilitate duhovnicească pe care ea o are, și această intuiție divină pe care Dumnezeu a pus-o în ea. E folosită pentru împărăție, e folosită pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru zidirea familiei ei. Și nu mai e manipulată de diavol și de păcat și de alte lucruri. Ce fantastică forță și energie este în acest vas mai slab. Când Petru spune e un vas mai slab, nu spune e un vas inferior. E un vas gingaș, e un vas fragil, e un vas delicat, spune Petru. Asta e limbajul acolo. Nu e un, un vas mai slab, în sensul că e din material uh, de mai proastă calitate sau de, de slabă calitate comparat cu materialul din care ai făcut omul, bărbatul. Nu, ci are această sensibilitate, are această intuiție, dacă vreți, și aude glasul Domnului. Gândiți-vă! Petru și Ioana leargă la mormânt, se uită pe acolo, pleacă, unul crede, unul nu știe ce să creadă, mai își pun întrebări, mai discută între ei ca bărbații, cei doi pe drumul maosului ce spun? A, zice, niște femei de ale noastre, dar erau niște femei îndrăgostite de Hristos, rețineți, niște femei de ale noastre spun că ar fi văzut o vedenie de îngeri, nu știu ce să spunem, nu te poți lua după vorba femeilor, nu te poți lua după niște femei care tot timpul văd ceva, care tot timpul aud ceva, care tot timpul sunt în rugăciune, care tot timpul se adună, care tot timpul vor la... să stea înaintea Domnului, care tot timpul... Că așa este o femeie credincioasă, o femeie duhovnicească, o femeie care este în alignment cu, 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 Duhul lui Dumnezeu și cu Hristos, să știți că are o sensibilitate dumnezească de o extraordinar de mare forță. Așa se face că și în Biserica Emanuel mai harnice sunt femeile decât bărbații, cel puțin așa observăm și așa constatăm atunci când e vorba de rugăciune și când e vorba de a sta în prezența Domnului. Nu înseamnă că bărbatul nu trebuie și nu poate și nu, și el când se întoarce la Hristos devine la fel de sensibilizat și de, de uh, pus în, în supunere și în ascultare de Dumnezeu. Dar acum vorbim de femeie și vorbim de contextul acestui mesaj pe care Petru îl așează și zice nu punem accent pe exterior, punem accent pe interior, nu punem accent pe faptul că ea nu e mai slabă calitativ, ea e mai gingașă, e mai nobilă, e mai, mai uh, sensibilă și pentru asta uh, așa cum a creat-o Dumnezeu, e o calitate pe care ea o are. Pleacă, fug uh, cei doi, uh, apostol, mare apostoli, dar o femeie rămâne acolo. Și așteaptă și plânge și plânge și așteaptă și îi se par că lucrurile sunt așa cum sunt, I se pare la un moment dat că este grădinarul, îi se pare că, zice, eu caut, caut un Hristos mort, unde l-ați spus să mă duc să-l iau? Și când dragostea caută, găsește mai bine de cum caută asta frumos la dragoste. Când dragostea de Dumnezeu caută ceva, totdeauna să știți că găsește mai bine. Știți ce căuta Magdalena? Și ce căutau femeile cum le spune Cornilescu într-un limbaj arhaic, mironosițele. Adică de la mirul pe care îl duceau. Nu? Ce, ce zice? Ești ca o mironosiță. În Ardeal, cuvântul acesta a căpătat o altă conotație, o altă semnificație. Nu, e vorba de mir, de îmbălsămare, de tot ce aveau ele ca să... Ele căutau un Hristos mort. Și ce au găsit? Au găsit mai bine decât cum căutau, așa -i? Au găsit un Hristos înviat. Slăvit să fie Domnul. Un Hristos înviat. Deci primul lucru este înapoi la vocea Domnului. Înapoi la vocea Domnului. Aceeași sensibilitate pe care diavolul i-a manipulat-o, aceeași sensibilitate acum reașezată în alignment cu Hristos, în, în, în aliniere cu Duhul lui Dumnezeu, devine foarte sensibilă la vocea Domnului, foarte ascultătoare la vocea Domnului, foarte atentă la vocea Domnului. Evrei 1, versetele 1 și 2 spune după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci și în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus și moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. E foarte important acest lucru că Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, Dumnezeu ne vorbește prin Fiul, Dumnezeu ne vorbește și noi suntem făcuți să auzim glasul Lui, să vrem să auzim glasul Lui. Asta este primul semn că te-ai întors la Hristos. Mereu cauți să auzi glasul Lui. Nu te mulțumești cu povești, nu te mulțumești cu predici, nu te mulțumești cu programe, nu te mulțumești cu ce zic unii sau alții. Vrei tu să auzi glasul Domnului, nu te satură decât ca Domnul să-ți vorbească ție. Și de aceea trebuie încurajată și cultivată și mai ales în familie această relație intimă și personală cu Domnul Isus Hristos. Când... Când vorbește despre zidirea casei pe stâncă, acolo putem să facem o grămadă de, de simbolistică și de, de analogie cu ce e uh, nisipul, cu ce e vântul, cu ce e ploaia, cu ce e furtuna. Dar Mântuitorul spune de la bun început că lucrurile sunt foarte simple și foarte clare. Zice, cu cine voi asemăna pe cel care zidește pe stâncă? Îl voi asemăna cu cel care aude glasul Domnului și face ce îi spune Dumnezeu. În momentul când auzi că îți vorbește Dumnezeu, dacă vrei să auzi, atunci pui în practică. Dar dacă nu mai pui în practică, nu te aștepta să mai auzi. Că Dumnezeu zice, ți-am spus deja și până nu faci ce ți-am spus, nu-ți mai spun. Noi tot, tot zburăm de la o... Prorocie la alta, de la o auzire la alta, dar Domnul spune: Nu, nu. Cel care zidește pe stâncă e cel care aude, da, așa este, aude, dar face. Face, pune în practică. Înapoi la altarul familiei, al doilea lucru, înapoi la altarul familiei. E foarte important ca în familie să se restaureze altarul. Îmi pare rău să spun din nou, dar de cele mai multe ori în familii, când mergi pentru consiliere sau pentru o vizită, vei afla că femeile sau mamele, soțiile, sunt mai sensibile și mai atente și uh, le mai spun bărbaților, mă, omule, mai lasă rimotul acela, mai lasă ziarul acela, mai lasă sportul acela și. De când n-am mai avut noi o rugăciune? De când n-am mai citit noi un psalm? De când n-am mai stat noi cu copii în prezența Domnului? Înapoi, la altarul familiei. La altarul familiei. Încă din antichitate, în secolul al doilea, Tertulian este primul care un, un apologet creștin, este primul care a venit cu ideea și cu conceptul de biserica este ca o mică familia este ca o mică biserică. Cineva la seminarul nostru de familie a pus întrebarea ce e pe primul loc? E pe primul loc familia sau e pe primul loc biserica? E greșită pusă întrebarea, pentru că pe primul loc nu e nici familia, nici biserica, pe primul loc e Dumnezeu. Și când Dumnezeu e pe primul loc în viața acelei familii, când Dumnezeu e pe primul loc în viața acelei biserici, când Dumnezeu e pe primul loc în viața acelui bărbat sau acelei femei, atunci, atunci familia devine o mică biserică și biserica devine o mare familie. Știți cum ar veni oamenii la noi? N-ar mai, mai putea să intre pe ușa aceea, așa mulți ar fi. Dacă la noi ar fi o atmosferă autentică de familie, de părtășie, de transparență, de ajutorare, de simțire, de, de, de îmbrățișarea tuturor în dragostea Domnului. Să știți că n-am mai avea probleme uh, nici cum să ne plătim bilurile, n-am mai avea probleme nici cum să rezolvăm una sau alta, pentru că singura problemă care am avea -o ar fi că n-ar mai încape aici. Și ar fi o problemă bună. Ar fi tare bună problema aceea. Când ai problemă că nu mai încap oamenii, e o problemă, aia e o problemă bună. Și de dorit să ai o asemenea problemă. Dar când Hristos e pe primul loc în viața cuiva, atunci familia lui devine o mică biserică cu altar, cu rugăciune, cu auzirea glasului, cu întâlnirea la, la altar, cu cei doi care se țin de mână și se roagă și se pocăiesc și plâng și stau în prezența Domnului și fac tot ceea ce este de făcut. Vedeți, dumneavoastră spune Iacov în capitolul 4 de la versetul 13 la 15... Zice, nu-i bine, fraților, el vorbește acolo unor oameni care sunt foarte plini de sine și aroganți și încrezuți, și zice, nu-i bine, fraților, să aveți atitudinea asta. Adică cum? Păi zice, așa sunteți de plini de sine, așa vă încredeți în voi, încât spuneți că, o, oh, noi o să mergem în cutare cetate, o să stăm acolo un an și o să facem business și o să ne meargă bine și facem un plan și uh, facem toate planurile posibile. Și Iacov spune, nu așa, ar trebui să ziceți altfel, ar trebui să ziceți dacă va voi Domnul. Adică întâi de toate să căutați voia Domnului. Asta este pentru o familie, asta este pentru un soț și o soție credincioși care sunt credincioși, este această voce a Lui Dumnezeu, această stare înaintea Lui Dumnezeu, care e foarte, foarte importantă. Ce spune Dumnezeu? Or Domnul Iisus de multe ori a zis, o, știți, uh, au venit farisei, zice, de ce a dat Moise o carte de despărțire? De ce a zis că să, dacă ajungem până acolo că nu ne mai înțelegem, divorțăm? Și Domnul Iisus a uitat la ei și a zis, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu vă legați voi de cartea dată de Moise. La început nu a fost așa. Din cauza împietririi inimii voastre e cartea asta. Dar la început Dumnezeu Totdeauna trebuie mers să vezi cum a fost la început, să vezi ce spune cuvântul, să vezi ce, ce zice Dumnezeu. La multe divorțuri, sentința este asta, zice nepotrivire de caracter. Nepotrivire de caracter, da, Sigur că da, nepotrivire de caracter, pentru că potrivirea noastră de caracter trebuie să fie în Hristos. Când caracterul lui seamănă cu Hristos, când caracterul ei seamănă cu Hristos, acele două caractere în Hristos sunt una. Se potrivesc. Acolo nu se vorbește de divorț, acolo nu se vorbește de separare, acolo nu se vorbește de conflict, acolo nu se vorbește de împărțirea averii, la cine rămâne un băiat, la cine rămâne celălalt, la cine rămân copiii, la cine rămâne averea și alte, alte lucruri de felul acesta. Și din potrivă Domnul Iisus spune foarte clar, Marcu 10, versetele 8 și 9, ce-a unit Dumnezeu? Omul să nu despartă. Al treilea înapoi este înapoi la legământul sau la sfințenia legământului. Vedeți, nici nu mai gândim în termen de legământ. Nu mai gândim. Gândim ca lumea, gândim în termen de contract, de înțelegere, prin agreement, tot trebuie să semnăm tot felul de documente, că dacă o să ne despărțim, că dacă o să fie nu știu ce, că dacă trebuie să împărțim, cum împărțim, că dacă nu știu ce. Nici nu mai gândim în termen de legământ. Dumnezeu în Scriptură introduce conceptul de legământ. Și când face legământul ăsta, îl face cu sânge. Și când tot Vechiul Testament vorbește că nu există legământ fără vărsare de sânge și fără stropirea cu sânge, de fapt vorbește și toate astea din Vechiul Testament țintesc spre unul singur. Legământul în Domnul Isus Hristos, în jerfa Domnului Isus Hristos. Ori dacă familia creștină, familia credincioasă, are această înțelegere a legământului, acolo nici măcar, nici măcar nu mai poate... Uh, 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 fi vorba de, de divorț. Pentru că familia este ca o oglindă, spune Sfântul Pavel. Atunci când ne punem în față Efeseni, capitolul 5, el ne pune în față o oglindă. Și zice așa, uitați-vă în oglindă. Zice, vreau să vedeți pe Hristos și biserică. Și uitați-vă, și zice, semănați, bărbaților, uitați-vă bine, semănați cu Hristos. Femeilor, uitați-vă la biserică, semănați cu biserică. Asta e modelul vostru. Deci, dacă Hristos își lasă biserica, atunci și bărbatul are dreptul să-și lase femeia. Dar Hristos nu și lasă biserica niciodată. Și-a dat viața pentru ea. Și-a dat viața pentru ea să o sfințească, să o curățească, să o, să o prezinte înaintea Tatălui. Cum să o lase? N-am să vă las orfani, am să vin să vă iau în casa Tatălui meu, sunt multe locașuri. Veți fi cu mine, veți fi acasă, veți... nici gând să ne lase. Hristos nu-și lasă niciodată biserica. Atunci spune Pavel, uită-te bine în oglindă, așa trebuie să fii tu, bărbatule. Biserica niciodată nu se lasă de Hristos. Mireasa. Acum sunt diferite adunări, sunt diferite religii, sunt diferite denominații, sunt diferite cluburi religioase, e treaba lor. Dar adevărata mireasa lui Hristos, aceea nu se lasă de Hristos. E îndrăgostită de Hristos. E tot așa, Zice Pavel: uite te în oglindă, tu, soție, tu, ca femeie, așa trebuie să asculți și tu de soțul tău, așa trebuie să te supui soțului tău. La lecția de data trecută am vorbit foarte mult și am bătut foarte mult moneda pe ce înseamnă autoritatea spirituală și ce înseamnă să te supui la autoritatea spirituală. Pentru că autoritatea spirituală nu înseamnă o poruncă de a fi. Uh, să, să, să taci și să nu comentezi și să nu zici nimic, și numai să asculți ca un roboțel și să, să faci ce se spune. Autoritatea spirituală în limbajul scripturii, în limbajul Vechiului și Noului Testament, înseamnă să oferi familiei tale protecție, să oferi familiei tale direcție, să oferi familiei tale liniște și pace și siguranță. Ei, în momentul când ai oferit lucrul ăsta, e ca și cum ai spune, stai aici sub umbrela asta, stai sub autoritate, stai sub umbrelă, să nu te ploaie, să nu te trăznească, să nu te lovească nimic, să fii protejat, să fii... Și aici, în momentul când stai sub umbrela asta, aici primești liniște, primești siguranță, primești pace, primești dragoste, primești direcție, se clarifică lucrurile, asta face autoritatea spirituală. Cum să nu te supui la așa ceva? Cum să nu-ți fie drag de așa ceva? Dar noi interpretăm autoritatea spirituală altfel și nu suntem, din păcate, decât uh, câteodată suntem mici dictatori și mici uh, satrapi și, și oameni care uh, creăm probleme în loc să oferim siguranță și protecție și direcție și lumină și uh, pace, liniște pentru casele noastre. <coughs> Un al patrulea înapoi este înapoi la iertarea lui Dumnezeu. Înapoi la iertare și la reconciliere. Aici o să, o să stau puțin, nu știu cât o să pot să stau, dar e o problemă serioasă și mai ales pentru, pentru femei. Pentru că între bărbați și femeie s-a constatat că este mult mai greu pentru o femeie să ierte sau să uite, sau să treacă peste, emoțional ea este mult mai charged, mult mai încărcătura ei emoțională și trăirea ei și rănirea ei sufletească este mult mai mare și foarte greu își poate, își poate reveni din, din, din șocul acesta, să zicem, când se întâmplă să fie Uh, un conflict, când se întâmplă să fie o neascultare, când se întâmplă să fie o durere, o, o înșelare, chiar numai emoțională sau de orice natură. Uh, probleme foarte serioase care sunt în familie vin de la acest spirit de neiertare. Se manifestă și la bărbați. Să nu credeți că bărbații sunt absolviți și ei nu au parte de asta. Dar și neiertarea asta lucrează de multe ori mână în mână cu gelozia, cu, cu starea de, de, de neîncredere care când se instalează e ca un cancer. Nu mai ai încredere. Ești gata. Nu, oricât ai vrea, te lupți, încerci, nu mai ai încredere. Da, dacă nu spune adevărul. Da, dacă îmi ascunde ceva. Da, dacă i-ar m Da, dacă iar s-a dus undeva. Da, dacă i iar... Cu cine e acum? Cu cine îi? Cu cine vorbește? Ce face? Cui îi scrie acum text message? Cu cine se întâlnește? Dacă vine acasă și e bucuros sau bucuroasă, oare cu cine a vorbit? Dacă e supărată, e mânioasă, e apăsată, Oare ce s-a întâmplat? Oare ce este? Oare... Și nesiguranța asta e ca un cancer. Și de, și așa are rădăcina, răd... rădăcina foarte adâncă, și -o are în acest duc de neiertare. În acest duc de neiertare. Știți ce spune Mântuitorul? Când vă rugați să spuneți așa. Da? Tatăl nostru. Da? Știți. Dar acolo ce spune? Un articol de foc. Și ne iartă nouă greșalele noastre, la fel, tot așa, precum, iertăm și noi. Ce am fi dacă Dumnezeu ne ierta, cum iertăm noi? Da, așa zice cuvântul. Credeți că e simbolic? Nu e simbolic? Credeți că e o, o metaforă, o icoană de vorbire? Nu, e așa cum e. Doamne, așa să ne ierți, cum iertăm și noi înseamnă că toți umblăm neiertați. Zicem noi cât vrem să zicem pe de rost rugăciunea Tatăl nostru sau alte rugăciuni, dar dacă nu iertăm, nici Tatăl nostru cel ceresc nu ne iartă pe noi. E simplu. Dăm, Doamne, puterea să iert, dăm, fă ceva cu mine. Dacă iertăm oamenilor, Matei 6 cu 14, dacă iertăm oamenilor greșelile lor și Tatăl nostru cel ceresc ne iartă greșelile noastre, ne va ierta greșelile noastre? Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Vedeți cât de intransigent, cât de dur, cât de radical, cât de simplu, categoric este cuvântul lui Dumnezeu? Ce a zis Iosif? A zis Iosif fraților săi, în Genesa 50 cu 20, a zis, voi ați vrut să-mi faceți rău? Dumnezeu a schimbat răul în bine. Na, I don't hold you accountable, nu mă răzbun, răzbunarea Domnului, tot ce pot eu să fac este să vă ofer iertarea și să, să vă dezleg, să, să... să... Da, dar zicem, da, dar nu pot, nu pot. Aici ne vine în ajutor 1 Ioan 3 cu 20. E un cuvânt superb, care nu știu dacă l-ați întâlnit. Știți că l-ați întâlnit, dar au trecut pe lângă urechile noastre, așa, simplu. Știți ce spune acolo? Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Tu nu poți, dar Dumnezeu poate. Da, e bine. Spune, domnule, domnule, nu pot ierta. Ajută-mă. Ajută-mă, dă-mi dăm putere să iert. De fapt, ce înseamnă a ierta, pe scurt? S-a dus timpul, oricum. Vă rog să vă supărați pe mine. Aveți dreptul și vă rog frumos să mă și iertați. Da, bine, dumneata ești un pensionar fericit, plin de viață și de energie și poți vorbi așa, dar altul mâine să scoală la 5. Să nu îi supărăm, să nu îi spitim, frate Giga. Eu aș vrea să nu îi țin până la 12, dar măcar până la 11 jumate. a privi pe cel vinovat din perspectiva lui Dumnezeu. Ce înseamnă că te-am iertat? Înseamnă că am decis în mod conștient și în mod constant că nu-ți mai aduc aminte. Știți, iertarea asta nu are loc o singură dată. Gata, te-am iertat, ești ok. Când te duci de seară și te pui în pat și înainte de a dormi, vine micuțul și iară îți roade necredința și îndoiala, inima și ce, ce s a făcut? Nu uita ce s a făcut, cum te-a rănit, cum te-a înșelat, cum te-a supărat, cum, cum să-l ierți, da? uite ce am putut să-ți facă. Da? Și spune, l-am iertat, am iertat-o, l-am iertat. Da, da, dacă nu-și cere iertare, e, e treaba lui cu Dumnezeu, treaba ta, tu dezleagă-l. Pentru că tu când îl deslegi, tu ții povara de pe spatele tău. Tu spui, nu mai duc eu povara asta, e povara ta, du-ți-o tu. Rezolvă-ți-o tu cu Dumnezeu. Eu am decis să te iert. Nu meriți, dar așa ne-a iertat și Hristos pe noi, că nu merităm. Ce crezi, că te-am iertat că meriți? Sau te-am iertat că mai convins că te-ai pocăit sau te-am iertat că am văzut că te-ai făcut mai bun? Nu, te-am iertat că așa ne-a iertat și Dumnezeu pe noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și noi, noi nu-l iubim așa din senin. Știți de ce îl iubim noi? Pentru că El ne-a iubit mai întâi. Pentru că El ne-a iertat, pentru că El ne-a iubit și așa și noi iubim, așa și noi iertăm. Și nu ținem teorii că să vezi că dacă îți că dacă vii, că dacă vii în genunchi, că dacă îmi demonstrezi, că dacă te testezi și văd eu că chiar te-ai pocăit, atunci mai povestim. Nu, Domnule, după Scriptură nu e așa. iartă ca să te poată ierta și pe tine Dumnezeu. Așa spune că e ca și cum l-ai ține legat și de fapt ești tu legat. Pentru că tu zici că tu l-ai legat, dar tu te-ai legat și pe tine. Nu vi se pare cum spune foarte interesant Isaia în 53, versetele 4 și 5? Că totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Păi cum să fii tămăduit prin rănile cuiva? Nu? Păi dacă e rănit... El are nevoie de tămăduire. Nu? The wounded healer. Ăsta e un, un videcător care tot e rănit și prin rănile lui vindecă. Și tu zici, da, m-a rănit. M-a rănit, uite ce mi-a făcut, uite, nu pot să iert, uite, de ani de zile duc cicatrice asta. Asta? Asta e din Phoenix. A, aici? Asta, vedeți? Asta e din Springfield. A, dacă vă arăt și aici, asta e din, din Mănășturi, din Cluj. Și vă spun exact și de la cine, și vă spun exact și ora și locul. Really? No. No. Ce iartă sunt numai rănile Domnului. Ce dezleagă e numai dragostea lui Dumnezeu. Și tu când faci lucrul ăsta, tu iei puțin din dragostea aia și o pui în practică. Și o pui în folosință. Și e foarte important când vezi cam, cam cum cum se. Îngăduiți-vă unii pe alții, sunt 3 cu 13. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Vedeți? Și asta în familie e tot for seven. Dacă undeva ai nevoie de iertare, dacă undeva ai nevoie de pocăință, dacă undeva ai nevoie să te recunoști, dacă undeva ai nevoie permanent să ierți, e în familie. Pentru că în familie îți dai toate examenele posibile și imposibile. Cât ești de grozav, de grozavă, de bun, de rău, de încăpățânat, de bădăran, de, de neserios, de nesimțit, de, de fără milă, de fără dragoste, acolo toate examenele le dăm. Și acolo, dacă nu aplicăm zilnic crucea Domnului, dacă nu aplicăm zilnic dragostea Domnului dacă nu aplicăm zilnic harul Domnului, dacă nu aplicăm zilnic puterea de iertare a Duhului lui Dumnezeu, n-am făcut nimic, nicio șansă nu avem. Ne spargem capul unul la altul și chemăm poliția unii peste alții. Tot ce se poate e Hristos și tot ce trebuie e Hristos și trebuie aplicat Hristos și trebuie aplicat iertarea Lui și dragostea Lui. Dar nu știu de ce nu vrem să învățăm și nu vrem să aplicăm. Și noi tot alte lucruri, las că te spun la maică, te las chem părinții, când vin părinții le spun, vine pastorul, te spun la pastor, nu se mai poate. Dar de ce nu mergi la Hristos? De ce nu iei pe soț de mână sau pe soție de mână să spui, hai în genunchi și noi ne ridicăm de aici până când Hristos vine la noi și ne vindecă și ne iartă și ne repară și ne dă pocăința și ne dă, ne dă, puterea de a ierta și puterea de a ne pocăi și puterea de a ne recunoaște și puterea de a ne cere iertare și puterea de a merge mai departe cu El în centru și pe primul loc. Nu, noi știm numai alte lucruri. Am un prieten foarte bun, n-am să-i dau numele, dar dacă spun prea multe de el, o să, aproape că o să știți de cine vorbesc. Un prieten, pastor, care a fost păstor aici în America, în mai multe locuri, și dintr-un loc a trebuit să plece, tocmai pentru că soția lui o luase razna și nu mai era o soție credincioasă. Și săracul de el, ca păstor, a zis: Mai ca să-mi soția și copiii și familia, mă mut în altă localitate. S-a mutat în altă localitate, dar soția lui s-a mutat cu toată. Slăbiciunea ei cu tot și în localitatea aia unde s-a mutat, soția lui a făcut exact aceeași spravă care a făcut-o și dincolo. Așa că până la urmă, săracul de el n-a mai avut ce face și um, s-a retras din slujire, s-a retras din toate, dar până la urmă soția lui a plecat cu fratele ăla din comitet, ăla era și din comitetul bisericii, neisprăvitul ăla, nepocăit. Și acum veneau păstorii, veneau colegii, veneau prietenii și ziceau, frate, ai dreptul, Biblia îți dă dreptul, căsătorește-te, însoară-te. Și el spunea, nu, nu. Eu m-am căsătorit o singură dată și eu am încredere că soția mea se întoarce înapoi. Se întoarce înapoi, în primul rând, la Domnul și se întoarce înapoi la mine și la copiii noștri. Copiii erau cu el și ea era plecată. Și a trecut un an, și a trecut doi, și a trecut trei, și de acum toții îi dădeau sfaturi și cei din România, și cei din America, și mari păstori, și ziceau, mai omule, nu poți să stai așa, trebuie să te însori, trebuie să, să îți găsești pe cineva, trebuie să vezi că nu se poate trăi. Și el spunea, nu, eu am încrederea că Domnul o aduce înapoi și se ruga și postea. Mi-aduc aminte că eram pe șantierul de la Springfield când construiam casa de rugăciune acolo și m-a sunat odată și a zis, unde ești? Și a zis, sunt aici în șansul ăsta, săpăm fundația. A zis, lasă tot ce ai în mână, du-te undeva într-un tufiș acolo sau du-te undeva deoparte și roagă-te, că zice, am tras pe dreapta că nu mai văd. Nu mai văd, pur și simplu, nu mai văd. Cred că ori am orbit, ori... Atât era de amărât săracul, atât era de abătut, atât era de zdrobit, atât era de, de, necăjit și e teribil de greu. Dar Dumnezeu i-a onorat credința. După trei ani de zile, în ziua de Thanksgiving, soția a venit la el și a zis, poți să mă primești înapoi? Mă pocăiesc, mă recunosc, mă întorc la Dumnezeu, mă întorc la tine, mă întorc la familie și... Acum deja de, de vreo 3-4 ani sunt din nou împreună și prin mila și harul bunului Dumnezeu, totul s-a reparat și sigur că oamenii se uită și zice, aia, aia, știm noi cine să ia, știm noi ce au făcut ei, știm noi de ce sunt capabili, știm noi. Dar de fapt, în final, în final mai am trei pagini, final, Luați, luați notițele, că dacă nu, aș, nu le apuc să zic, măcar mai găsiți acolo. Este această supunere. Nu numai că Petru zice: supuneți-vă femeilor la bărbații voștri, nu. Practic e supunerea la Hristos. Această perfectă, totală supunere, total surrender la Duhul lui Dumnezeu, printr-o purtare sfântă, asta înseamnă curăția nepieritoare, versetul 4, prin respect și supunere, asta înseamnă Duh blând și liniștit, a doua parte a versetului 4, credincioșie, nădăjduia un Dumnezeu, versetul 5, curaj și sinceritate, fără să se teamă de ceva, versetul 6, Purtarea este spre slava lui Dumnezeu, mare preț are înaintea lui Dumnezeu, acest Duh blând și liniștit, acest om ascuns al inimii, acest caracter al lui Hristos zidit în soția ta, zidit în soțul tău, zidit în, în viața ta, pentru că, de fapt, dragii mei, sistemul de referință este Hristos. Vă ați aminte cum a zis domnul lui Petru? A zis, Petru, te pun episcop. Alții care vin după tine o să se pună pe scaunul tău și o să fie numiți papă. Petru zice, nu, 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 nu ești chemat să fii papă. Nu ești chemat să fii cu trei coroane una peste alta. Nu, nu ești chemat să fii șef. Ești chemat să slujești la mielușei, la oițe, la oi. Da, doamne, dar sunt unii mielușei care când te apropii de ei nu mai ești că parcă vor să te muște sau să te zgârie. Sunt unele oițe care zici că e oiță săraca și trebuie ajutată, ridicată și când colo strage una oița de numai, numai, numai dorință să te mai ocupi de a nu ai. și este câte un berbec din ăsta care e uh, mare berbec. Uh. Domnul zice, nu te-am întrebat asta, Petre, te-am întrebat ce? mă iubești? Sistemul de referință e pe verticală. Dacă mă iubești pe mine, îi slujești pe ei. Eu nu te-am întrebat dacă iubești pe ei. Nu te-am întrebat dacă ei sunt buni și atunci și tu să fii bun, dacă ei te recompensează și tu să-i recompensezi, dacă ei te respectă și tu să-i respecti. Vezi ce fac ei și așa răspunde și tu? Nu, eu te-am întrebat atât. Mă iubești? Pe mine, Iisus Hristos, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Atunci, fă asta. Pentru mine faci. Că turma asta nu e a ta. Așa berbeci cu mâs și așa imaturi cu mâs, ăștia să ai mei. Și dacă mă iubești pe mine, te ocup de ei. Observați că centrul de greutate nu e între Petru și Oițe, între Petru și Mielușei, între Petru și Oi, între Petru și Turmă. Centrul de greutate e între Petru și Hristos. Și secretul este dragostea. Dacă mă iubești, atunci faci asta. Și când se termină? Când se termină și dragostea mea? Atunci se termină. Pe dragostea ta nu se termină niciodată. Atunci nu se termină nici slujirea ta niciodată, nici ascultarea ta niciodată, nici, nici supunerea ta niciodată, nici smerenia ta niciodată. Nu se termină. Pentru că nu e între mine, între, între tine și ei, ci e între tine și mine. Acolo ținem centru de greutate. Bărbatul trebuie să fie supus lui Hristos. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Hristos se supune lui Dumnezeu, Tatălui. Și așa curge autoritatea divină, pe acolo curge. Așa se revarsă, așa se manifestă. Problema este, ăsta e ultimul lucru care vi-l spun, aici mai sunt o grămadă de lucruri care nu vi le mai spun, dar o să vi le spun eu pe parcurs. Nu vă, nu, nu vă spun exact când vi le spun, dar vi le spun, că e târziu. Și e și o poezie aici care am găsit-o, m-am gândit că cum o să vă recit, dar nu vă mai recit, pentru că Marcel Iureș, un român foarte talentat, o recită extraordinar de frumos. Dacă mergeți pe YouTube și puneți Benone Burtescu, aveți în notiță aceea și aveți și link dacă vreți, și o să puneți Benone Burtescu, ăsta este un poet creștin, și puneți ca să fii rege puneți Benone Burtescu, ăsta este un poet adventist, un poet creștin adventist. O să ziceți, stai, stai, creștini, creștini, nu discutăm despre asta acum. Uh, mă gândesc că sunt, sau cel puțin câțiva cât știu eu, sunt foarte bun credincioși și iubesc pe Domnul Isus. Puneți Benone Burtescu, puneți ca să fie rege și auziți ce frumos recită poezia asta uh, Marcel Iureș. Și o să o să vă zidiți, o să vă bucurați. Singurul lucru care vi mai spun e o întâmplare, și asta o să vă placă, o să aveți răbdare la ea, chiar dacă e târziu. O întâmplare care am auzit-o de la Richard Vulbrand și care se aplică la problema asta a soțului, soției, a familiei. Zice Vulbrand, întâmplări cu rabini și cu evrei și cu familii care merg la rabini pentru rezolvarea problemelor. O familie tânără se duce la rabin și vrea consiliere, vrea sfătuire. Și când intră, amândoi îi spun rabinului, zice, tu ne-ai căsătorit, am venit la tine să ne desfaci căsătoria. Deci în Sinagoga evrească, rabinul are puterea asta, exact cum au spus fariseii. Le dă o carte de despărțire. Rabinul zice, da, că nu v-ați căsătorit de mult, un an, doi, cât aveți. Cum să vă și despărțiți? Și zice, da, ne despărțim pentru că așteptăm un copil. Ha, a zis rabinul, păsta ăsta e pă motiv de bucurie, motiv de unitate, de... Nu, zice, tocmai de asta, tocmai de asta vrem să ne despărțim din, din cauza copilului care se va naște. Vai, zice la bine, cum să vă despărțiți voi din cauza copilului? Copilul ăsta are nevoie de tată, are nevoie de mamă, are nevoie de amândoi. De cum voi trebuie să vă rugați, să vă gândiți cum o să-l creșteți. Cum zice, tocmai asta e problema, au spus ei, zice, um, nu ne putem înțelege ce nume să punem copilului. Zice rabinul, hai să vedem care e problema. Și le întreabă pe ea, zice, tu cum vrei să pui numele copilului? Zice, eu vreau să-i pun numele copilului Naum. Zice rabinul, fain, zice, nume din Biblie, nume frumos, nume de profet, e fain, zice, nu văd nicio problemă cu numele ăsta. Întreabă pe ea, zice, dar tu cum vrei să-i pui numele copilului? Ea zice, eu vreau să pun numele copilului Naum. Rabinul zice, ce ai spus? Ce vreau să pun numele copilului Naum. Păi cum zice, dar și el vrea Naum, și tu vrei Naum? care e problema? Zice, da, tocmai asta e problema. Păi și eu nu văd nicio problemă, amândoi vreți același lucru, nu? Da, zice, da. nu, 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 e o problemă, zice, totuși e o problemă, zice, ia, ia de, -a, de -a dată asta vorbește, zice, eu, el vrea să pună numele copilului Naum după taică și eu vreau să pun numele copilului, dar nu bătai taică meu. Și rabinul bine, dar tot nu înțeleg, dar asta iarăși eu un prilej de bucurie. Faceți doi bunici dintr-o dată fericiți. Că pe părinții voștri cheamă Naum, pe copil îl numiți Naum și spuneți, dragă tată, pentru amintirea numelui tău și... Nu, zice, e problema, e problema. Cum să fie problema, zice rabinul? Cum să fie problema? Vedeți, de fapt, substratul care este? Amândoi vor același lucru. Dar numai că el vrea naum al lui și ea vrea naum a ei. Dar amândoi vor naum. Amândoi vor naum, numai că ea vrea naumul ei și el vrea naumul lui. Zice, dar care e problema? Îi face fericiți pe doi bunici. Zice, nu, nu, aici e problema. Zice ea. Zice, tatăl lui a fost hoț de cai. Și taică meu era bin. E diferență foarte mare. Și zice, rabinul se uită la ei, zice, nu aveți niciun motiv de divorț. Nu zice. Uite cum facem. Zice, voi puneți copilului numele Naum, după Biblie. Dacă copilul crește mare și ajunge hoz de cai, e după tatăl Dacă crește mare și ajunge rabin, e după taică tău, îi spune ei. Depinde de voi cum o să-l creșteți pe copil. Dar nu vedeți că voi amândoi vreți același lucru, nu? Amândoi vor binele familiei, amândoi vor binele copiilor, amândoi vor să fie bine, amândoi vor să fie pace, amândoi vor să fie înțelegere, amândoi vor să fie fericiți, amândoi vor naum. Numai că dâca, Ardelean, Ardeleanul spune așa, dâca, adică încăpățânarea, aroganța, nepocăința, nepurtarea crucii, îl face pe el să vrea nauma lui și pe ea să vrea nauma ei. Dar dacă și Dumnezeu are un nauma lui și spune Eu vreau ca Hristos să se vadă în voi, ne ridicăm la rugăciune. Vă rog să mă iertați, vă rog să. vă rog să nu vă superați Și dacă vă supărați, vă rog frumos să vă treacă. Și să mă iertați că am întins prea mult. Dar haideți să ne rugăm. Și marea aplicație pe care să o facem și marea seriozitate pe care să o luăm să fie ca să punem pe Hristos primul în viața noastră. Dar cu adevărat, să ne supunem totul la Hristos, să mergem cu toate la Hristos, să mergem cu soția la Hristos, dar împreună, să mergem cu soțul la Hristos, cu copiii la Hristos, cu criza financiară, cu toate se spune, Doamne, așa e. Eu vreau nauma al meu, ea vrea nauma ei. Dar tu, Doamne, ce vrei? Și el vine și spune așa: doi corinteni 4:6. Dumnezeu care a zis: să "Lumineze lumina în întuneric." Ne-a luminat inimile. Și ne-a făcut ca prin luminarea asta a inimilor să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața Domnului Isus Hristos. așa -i? Dumnezeu zice, eu asta vreau. Să lumineze fața lui Hristos. Mai aveți răbdare de două minute? Vă țin în, vă ținem picioare acum. Dar nu vă țin 5-3 de minute. Cineva mi-a zis, frate, ne-a ținut în picioare 5-3 de minute. Da, bine, eu nu vă țin 5-3, vă țin numai 2-3. În 48, Vulbrand și cu Sabina se duc la o conferință cu toți popii, cu toți pastorii și comuniștii care veniseră tocmai la putere, se ridicau acolo și spuneau lucruri grozave despre ateism, despre lucruri împotriva Bibliei, la care Sabina îi trage un cot, așa, lui Vulbrand, și zice: Richard, cum zicea Sabina, dacă ați cunoscut-o, zice: Richard, Richard. Deci eu nu suport, era micuț așa, micuță ca o umbră. Zice: Richard, zice: Eu nu suport atâta rușine pe fața Domnului Isus, du-te și fă ceva. Și Vulbrand zice: Eu mă duc, dar dacă mă duc, s-ar putea să nu mă mai vezi. Și Sabina zice, du-te că eu nu mai suport, nu mai suport, uite cât își bat joc de Domnul nostru. Du-te! Și se duce Vulbrand ce voie să vorbească, ei au crezut că vine și el să agreze cu comuniștii, că de acum și popii agreau cu comuniștii, un popă se dusese acolo un episcop, pe o parte a vestimentației lui, a patrafirului lui, pe o parte avea secera și pe una ciocanul. Și nu-i nici măcar glumă, că e adevărat, atât a vrea el să susțină comunismul. Și vulbra merge acolo și ține o cuvântare despre Hristos și numai Hristos, și despre dragostea Lui, și despre Evanghelia Lui. Bineînțeles că l-au oprit. Bineînțeles câteva zile mai târziu, o mașină neagră, el pleca duminica, avea o nuntă, n-a mai ajuns la nuntă. A ajuns în închisoare. 14 ani jumătate de închisoare. 2 ani de zile numai la izolatoriu. Nimeni nu rezistă două săptămâni. A fost o minune că el a rezistat doi ani. E, e imposibil ca cineva să reziste acolo. Și spune, Vulbrand, eram în celula aia, în izolator, și ziceam, parcă îmi parcă pierd mintea, zicea el. Doamne, nu mă lăsa să-mi pierd mintea, ce să fac? Și zice, am făcut pe, pe, pe zidul celulei cu o piatră, am zgâriat și am zis că am să-l fac, că nu sunt singur aici, că sunt cu Domnul, am să fac chipul Domnului Isus. Și i-am făcut, zice Volbrand, încă un minut. Zice, i-am făcut nas, i-am făcut ochi, i-am făcut urechi, i-am făcut gură. Și mă uitam așa și zicem, nu, no, Doamne, îți place cum te-am făcut? Și zice, simțeam în Duhul meu că Domnul e supărat e supărată. Și am zis, Doamne, ce, ce are urechi, are nas, are gură, are... am făcut părul, am Ce, ce lipsește? Ce lipsește la chipul ăsta? Acum, o să înțelegeți, numai cine stă în gherle și în zărci și în, în celule din astea mai simte și mai înțelege limba ăsta. Și am zis, dintr-o dată, vrbla, aaa, am înțeles. Am făcut un Isus trist. Și dintr-o dată am primit o lumină și am zis, păi am să fac un Isus vesel. Și i-a făcut o gură care zâmbea. Și am simțit că Domnul zice, asta am vrut. Asta am vrut. Adică, cu alte cuvinte, ce pui tu pe chipul Domnului Isus? Asta e aplicația cu care intrăm la rugăciune. Ce pui? Pui tristețe sau pui un zâmbet? Cum ai vorbit cu soția, cu soțul, cu copiii, cu oamenii din jur astăzi, ce a pus pe chipul Domnului Isus? A pus o tristețe sau a pus un zâmbet? zice Pavel ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața Domnului Isus. Ce punem noi pe fața Domnului? Când ne purtăm cu soția, așa cum ne purtăm ca bădăranii, ca niște neciopliți, ca niște nepocăiți, ce punem pe chipul Domnului Isus? Nu punem decât întristare și durere. Cum ar fi să punem un zâmbet? Să spunem, mă supun, mă plec sub cruce, mă prăbușesc la cruce, îți cer, Doamne, să-mi dai pocăința, îți cer să-mi dai metanoia, schimbarea inimii, schimbarea minții, schimbarea vieții și să trăim numai pentru tine. Ce ziceți? Amin? Haideți să ne rugăm în direcția asta.